Un incendiu a avut loc ieri noapte la o terasă a unui local public din Alba Iulia, situată pe Bulevardul Transilvaniei, la intersecția cu strada Gladiolelor. Din primele cercetări se pare că focul a fost pus intenționat. La fața locului s-au deplasat pompieri care au stins incendiul, precum și echipa operativă de cercetare din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia. În urma incendiului au fost distruse 3 scaune și o masă din plastic, precum și aproximativ 2 metri pătrați de mochetă. Prejudiciu estimat de reprezentanții localului public la suma de 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.